s-a blocat. All of the moon. Noi să urli la lună, parcă, sau să, nu știu, chestia care fac lupii. Urlă, ei da, urlă, deci. Știu că am văzut ceva lup aici. Uite-l, bine că am trecut. Ok. Nu sunt 100% sigur că e urla, dar... Hei. Ce naiba, mașina asta încă merge! Ok, punem lupul peste siringi și luna. Și ar trebui să-i spădezi. Și mi-o dispărut moneda. Ok. Ok, dar știu deja asta. Dar lasă-mă să-mi iau moneda, frate! Hai mă, frate, lasă-mă să-mi iau moneda. Uite bă câte am. 999. Și doar 999. Oh, ce chestie tare. Ce-i asta? Ok, deci am apăsat Alt și Tab ca să ies din Little Inferno, ca să scriu pe Skype. Și în loc să mi-apară doar chestia aia, știți, cu mai multe ferestre, mi-a apărut ca un fel de, nu știu cum se numește efectul acela, cascadă sau ceva de genul, în care vedeam fiecare fereastră așa un pic mai mică, nu știu cum să fac chestia aia din nou. A fost atât de tare. Ok, deci a fost foarte mișto. Dacă știți cumva... Știți, când apăsați ca să ieșiți din joc și nu vă apare doar lista aia, vă apare așa cumva mai mișto. Bun, în fine, stați un pic că mă enervează tipul ăsta pe Skype. Un castor, ce să mai... N-am nici cu castorii, dar totuși... Bine, hai să ne tacem. Hop, și așa. O să mai jucăm un pic, dar mai repede. Dacă avem noroc, mai facem ceva pe aici. Stai să vedem repede. Ok. Știi care ceva aici? Ok, din nou s-a blocat. Sau poate doar eu cred că s-a blocat și de fapt nu s-a blocat. Ar putea fi o explicație. În fine. Așa. Poker hand. Poker. Stați că aveam ceva cărți. Ok, și... Ceva ce are legătură cu pokerul. Un dealer, ceva. Poate ăsta nu, nu că... Adică e bogat, dar... Poker hand. Asta? Mână de tăietor de lemne, dar poate merge. Ce? Tăietorii de lemne nu joacă poker. Deși nu cred. În fine. Încercăm. Oricum altă mână nu cred că mai am. Adică am eu două, dar nu le obții de la Marius. Da, am avut dreptate. Inteligența mea uimește atât de mult uneori. Combo-uri. Așa. Să mă vedeți. Chain puffer. Nu. Lasă-l asta. Era ceva cu hunting. Bun, deci... Ca să mi-ai la vânătoare, îți trebuie armă. Caz în care luăm drojba. Ia stai. Ăsta. Și cu ăsta. Ar putea merge. În fine, deci la vânătoare. Ce poți să pui la vânătoare? Sau mai bine zis, ce folosești la vânătoare? Ok, deci stai să văd ce am luat. Arma. Și... Chestia asta ar putea fi un fel de armă dacă mei la vânătoare, dar o lași acolo și da.
Și acum ceva... Unde mergi la vânătoare? Sau, so, poți să mai folosesc altceva ca armă? Nu. Ok, nu te mai bloca jocul, eh? Nu. O lingură. Dar nu poți bate ursul cu lingura. O să abie? Ne. Așa. Gameboss. Mă, mergi la vânătoare în pădure sau... Nu știu, în deșert, dar de obicei mergi în pădure. Mai este altceva care să... Facă pădure pe aici? Nu știu. Oricum am destui bani, așa că ce contează? Oricum fac profit, de fapt. Oricum nu cred că mai facem noi destule comburi. Drujba. Dar nu distruge. Nu distruge șoricelul frumos. Acum trebuie să mai am altă capcană. Na, perfect. Ok, de pune mai acolo și trebuie să iau capcana asta încă o dată. Până atunci am mai la combo-uri și să mă gândesc. Ok, deci tipul ăsta chiar e enervant. Bun. În sfârșit. Eu am deja pe el. Haide. Și pune chestia asta aici. Și cred că drujba și cu capcana merge mai bine. Ok, deci asta e încă un fail. Ala Marius. Doar eu puteam greși așa. Ok, ce putra asta totuși? Paf. Ceva cu paf. Paf, paf. Chain, paf. Am un laț pe aici. Chain. Gândește-te la cuvinte cu chain. Chain, chain sau. Am eu... Nu, nu, nu merg. Rurba și cu asta. N-are nicio legătură. Ce? Ok, deci... Practic... Ăsta e un chainsaw, deci o drujbă. Și ăla e un puff, deci e chain puff. Și din nou mă mimesc cu atâta inteligență. Arde avar focul de ratoni. Atunci, vă știu. Să mă gândesc. Ce aș mai putea face? Defining. Defining legal. Ce făceam? Oh, am uitat ce am vrut să fac. În fine. Mai era ceva pe aici, ceva cu război, dacă ții minte. Războiul care? Nu, războiul rece? Cold War. Deci să vedem, războiul rece. Era cumva cu Rusia. Ce n-ai mai cu mouse-ul? Ok, deci mi s-a blocat mouse-ul. Tastatura, ha? Stat doar un pic. Am mișcat eu un pic calculatorul și s-au mișcat cablurile. În fine, deci să mă gândesc. Războiul rece. Ce să vă povestesc eu despre el? Știu că a fost după al doilea război mondial. Dacă vă țin bine minte. Nu știu, prin 1980 ceva. Ok. Și știu că era ceva cu comunismul din Europa. Altceva nu prea mai țin minte. Și parcă erau și ceva cu rușii ăștia. Altceva, nu știu. În fine. Dar care tot scrie pe Skype? Fac și o cale vie acum. Bun, deci vedem dacă sunt ruși, comuniști și Europa și ce am mai zis? Am zis ceva și al doilea război. Ok, deci de aici ce putea folosi un război? Ăsta. E un american. Deci... ce mai explodează de pe aici? Nu?
astea, par a fi din Rusia. Da, din Rusia. Mai aveam ceva bombă. Asta. Asta n-am folosit-o și înghețată, deci s-ar putea să meargă. Și ce mai pot exploda? Trebuie să mai fie ceva ce pot exploda. Asta. Bine, trebuie să scap de ceva din inventar. Orice. Un minut? Vezi să nu. Hai mă, frate, că nu stau un minut după tine nici dacă mă împuști. Deși sunt nevoit. Ok, o punem pe Natasha pe asta bombă. O punem și pe unchiul Sam aici. Și pe asta punem o bombă, un nuc. Stai bă acolo, stai bă acolo, bă. Ok, și așteptăm și bomba înghețată. E o bombă înghețată. V-ați prins? Ei, nu vă rușinați, că nici eu nu m-am prins. Deci chestiile astea par a fi american cu rus și bombe și artificii, poate. Ah, pot să mai explodez altceva? Ce așa? Oh, și asta poate fi folosit. Dacă e cu praf de pușcă... Stai, praf de pușcă? N-a citit atent. Pauză. Zice că e exploziv, dar nu zice că e gunpowder sau altceva. Și ce nebea asta? O să iau la urmă, ca să încheiem episodul cu ea. Haide, câte comburi mai întrebă? 3, o să lăsăm pe data viitoare. Acum doar să facem chestia asta cu războiul. De ce? Dacă nu e bine, nu știu. Poate mă-i pe net, dar nu prea aș vrea să trișez. Da, deschide-te. Dacă aș putea plăti pentru chestiile astea să le deschid. Stai puțin. Seamănă cu ăla. Bun, deci mă aștept să fie o explozie uriașă. 3, 2, 1 și... Pă bune! Doar un QSM și cu Natasha. Și în rest, nimic. Nu pot să spun că mă încântă. Am folosit atâtea pe el. Și are 900... Oh, ăsta e numărul maxim. Nu cred că pot avea mai mult. Haide, repede, găsește ceva mai fain. Repede, repede. Haide, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Ok, să vedem. Era ceva. Stop, drop, and run. Stop, drop, and run. Stop, drop and roll. Aia e, atunci la pompieri, când iei foc și te arunci pe jos. Dar ce de la pompieri de pe aici? N-aveam un stingător de foc sau ceva. Extintor, ăsta. Și altceva ce mai e? Super juice, smoke, smokes. Asta ar fi bun. Pentru că vezi fumul și detectează chestii. Ok, iau și cartea morților. Morții lui Vasile. Oh, suferință. Doar așa de curiozitate. Curiozitate. O să mă uit să văd câți giga mai am. Sau, de fapt, câți giga am ocupat cu videoclipul. Haide, intră-mă în my computer. Da. Holy pa. Ai, din 260 mi-am 195. Vai. Ok, deci ar trebui să încheiem episodul. Cred că deja am filmat 40 de minute. Cine n-a avut să uite la 40 de minute? O, stai, cred că știu. Pe la vreo jumătate episodului, așa o să tai și o să pun în episodul 2. Zici, part 1 și part 2. Vezi? Că știu. Haide, repede, ce pot să fac al combo până atunci? M-am prins chestia aia, cum se face? Oh, da, cred că ați vrea să și voi să încercați. Nu știu dacă merge și cu alte Windows-uri. Dar pe Windows 7, și dacă știți, bravo vouă. Dacă apăsați butonul de Windows și Tab, apare chestia aia mișto. Cât de tare asta. Și nu mi-a spus nimeni de asta până acum.
Oh, cât de tare e. Știam că ceva cu butoanele astea de aici, dar totuși. Repede. Ok. Bear skin. Ok. Știu că e ursul. Clar e ursul. Și ce poți să faci cu un urs de pe aici? Repede. Stai, stai, capcana de urs. Pedu pedu bear. Pare lejit. Sunt slășit. Ok, pune. Haide, haide. Sper să meargă, sper să meargă, sper să meargă. Bun, hai. La, nu mă interesează, hai. Ok, deci cred că o să fac partea 1 și partea 2, deși sunt mai multe părți. Ah, mă, nu-mi plouă în casă, bă, Vasile. Oh, e de la detector de fum. Ok. Nu. Arz. Arz în iad. Hai. Pedober și cu ăsta. Arz. Oh, bun. Deci am deblocat tot. Nu? Mai am și cartea morților. Pot să o deblochez? Bun. Și asta o să cred că o să fie finalul. Mi-au explodat ochii. Ui! Cele 10... cum le zice? Plăgi. Când mi-a venit cu Molly și... s-au făcut taparoșii și chestii. Da, știți ce vreau să zic. Pedepse, na. Ok, bun. Asta e tare. Deci... suricat și suricate, eu am fost Marister și sunt foarte sigur că o să fac două părți la chestia asta, fiindcă durează prea mult. Și am învățat o chestie nouă și abia aștept să o mai folosesc. Deci butonul de Windows și cu tab. Bun, deci dacă v-a plăcut, lăsați un like, fiindcă nu vă doare mâna să dați un like. Cred că ia vreo 1,3 secunde ca să dați un like, deci încercați. Dacă dați like, primiți o prăjitură, dar nu de la mine. Yay! Deci, pe data viitoare!